Am revenit și în această seară alături de noi este domnul Tudor Ciuhodaru, medic primar medicină de urgență. Bună seara, bine ați revenit la noi. Este o mare plăcere pentru mine. Bună seara și bine v-am regăsit. Asemenea și pentru mine, dar mai mult decât atât și pentru telespectatorii noștri. Sunt convins. Atenție la gripă, așa începe o postare de pe social media, de pe profilul dumneavoastră și este un început care într-adevăr ne captează atenția, mai ales dacă ne-am și lovit de ceea ce înseamnă gripa în acest sezon. Întrebarea mea este cum ne protejăm de această gripă care, din punctul meu de vedere, este destul de severă. V-ați lovit? M-am lovit. V-ați lovit. Sau m-a lovit, mai corect spus. Și v-a lovit. Era chiar un lucru chiar spus în plus acolo. Atenție, părinți și bunici, există sezonul virozelor respiratorii și atenție la gripă. Și spuneam acest lucru pentru că există niște categorii de vârstă sau categorii de persoane de risc la care formele clinice pot fi extrem de severe și care pot duce la numeroase complicații. Și aici vorbesc despre cei de peste 65 de ani, cei sub 5 ani, cei care sunt cu imunodeficiențe, pacienții hipertensivi, neurologici, cei cu patologie respiratorie, la care suprapunerea unui astfel de tip de viroză poate crea numeroase probleme. În general, toată lumea știe că gripa se vindecă în 7 zile cu tratament și în o săptămână fără tratament, dar aici este marea problemă. Cei din grupele de risc pot dezvolta forme clinice severe, precum decompensarea insuficienței cardiace, miocardită sau fosme de azi bronșic, pneumonii, care pot ajunge chiar în stare gravă. Iar la ei este extrem de important să ajungă cât mai repede la spital, pentru că tratamentul în gripă, de adevăr, este cu atât mai eficient cu cât este început mai repede. Bun, referitor la acest aspect că trebuie să meargă cât mai repede la un medic de specialitate. Să spune să nu mergeți prin unitățile de primire a urgență, să nu mergeți prin spitale sau să vă consultați medicul de familie. Ar fi ideal și asta mi-aș dori și eu de fiecare dată, ca toți pacienții să aibă acces la consultul de la medicină de familie atunci când au nevoie și să nu fie nevoie să ajungă până în spitale, în camere de gardă, multe dintre ele știți noastră, unitățile de primire a urgență pline ultra full și în care se așteaptă cu zecile de ore în condiții de secol trecut. Dar pentru a realiza acest lucru ar trebui să avem două condiții extrem de importante. Medicina asta de familie să funcționeze non-stop. Doi, cel puțin pentru mamă și copil și-am propus acest lucru și sper că odată și odată să există pus în practic acel mama-tel. Mama-tel. Da, e simplu. Mama-tel. Un telefon care să fie de urgență 24 de ore din 24 în care să poți primi sfaturi medicale de la o echipă mixtă în care să existe posibilitatea să nu mergi la 12 noapte la Spitalul Sfânta Maria alergând de acolo până acolo și așteptând cu zecile de ore, ci pur și simplu să ai o conduită de urgență aplicată care să-ți rezolve problema la ora respectivă. Eu zic că se poate. Da, dar mai trebuie să și vrei să faci acest lucru. Pe de altă parte, iar avem o problemă reală. Părinții după acest bombardament mediatic, vine pandemia, vine apocalipsa, vine toate celelalte, sunt disperați și e dreptul lor. Din punctul meu de vedere, eu înțeleg perfect. Adică e cumplit să fii mama sau bunica sau tatăl cu un copil care la 12 noapte îți face febră 40 și simți că se sufocă și să nu știi ce să faci în acel moment. Iar aici revenim la partea cu educația pentru sănătate. Asta și doream să spun, pentru că știu că dumneavoastră militați pentru această lege în care educația, în ceea ce privește sănătatea, să fie introdusă în țări, în școală. Da, exact cum se face toate țările din Uniunea Europeană. Adică un capitol în plus acolo la orele de biologie, nici măcar nu trebuie materie de sine sănătătoare, poate să facă diferența dintre viață și moarte. Și da, nu m-am întrebat cine trebuie să-l scrie sau cine trebuie să-l predea. Că e foarte simplu. Deci medicina, această materie poate fi scrisă de Ministerul Sănătății împreună cu cel al educației. Nu trebuie să fii Einstein ca să predai fizica, nici Moisil ca să predai matematică. Iar aia cu paramedicul, să uităm, e altă poveste, nu au nicio legătură cu foarte multe lucruri. Un curs, apropo, doar atât despre ceea ce înseamnă profesia medicală, dar sună foarte bine. Oameni de care își fac treaba și ne ajută când avem nevoie, dar nu așa se face o profesie medicală. Deci să ai această capacitate să poți recunoaște, să poți depista, să poți să știi să intervii, dar mai ales să știi să previi. Pentru că, doamna, trebuie să spun lucrurile pe nume. Nu cred că e o surpriză pentru cineva că a apărut gripa și virozele în februarie. Nu, suntem obișnuiți cu acest val de gripă. Chiar nu suntem obișnuiți cu acest val de gripă, pentru că mai avem două lucruri în plus. Odată s-a pierdut și acea memorie imunologică, vorba aceea, au stat copiii în casă în 3 ani de pandemie, iar asocierea asta de virusuri care circulă de acolo până acolo, nu numai noi, întreaga lume creează suficiente probleme. Nu sunt mai multe cazuri statistic față de anii trecuți sau cel puțin Ministerul Sănătății și NSP-ul așa dă, din punctul meu de vedere, nici măcar în forme clinice mai grave, dar dacă revenim la mamă și copil și la faptul că e plin prin spital, păi odată n-ai acces la medicină de familie, că n-ai medicația acasă, că e scumpă,
N-are cine să stea cu copilul acasă, că nu avem concediu, și atunci revenim la două soluții pe care le-am propus și care ar trebui să fie puse în practică, iar o dintre ele este foarte simplă. Mama ar trebui să aibă concediu și să stea cu copilul acasă liniștită, măcar pe perioada când există această problemă de viroze respiratorii, că dacă nu are cu cine, și îl duce cu febră, cu frison, cu tuse, în colectivitate și am făcut explozie și ne mirăm de ce sunt atât de multe cazuri. Iar pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă medic și este legea mea, este trecută, ea trebuie doar să fie aplicată. A funcționat, dacă mai țineți minte, în perioada pandemiei, n-a fost nicio problemă. Mă întreb de ce nu funcționează și acum. Mă uit și la partea de gratuitate pentru medicația copilului. Pentru că pare banal, așa mai auzit pe la unii minunați de ăștia de pe la case de asigurare sau mai nu știu pe unde erau pe acolo, se decontează, că 5 lei, 10 lei n-ar trebui să fie o mare sumă. Dar ia să vadă dacă le răcește lor copilul de vreo 3 ori pe sezon și ai vreo 3 copii acasă, iar ești la salariu minim pe economie. Și adună un pic. Încep să devină sume extrem de importante și alegi între ce dai banii pentru medicația copilului sau să te încălzești în casă sau să-ți cumperi de mâncare. Așa că medicația pentru copil ar trebui să fie asigurată gratuit. Și eu zic că se poate. Și știți că la nivel european, faptul că am reușit să reducem prețurile, este legea pe care am susținut-o în Parlamentul European, la medicamentele generice, este asta care le folosim acestea, în fiecare zi, și sper să ajungă și în România acest lucru, este un lucru extrem de important. Iar abordarea colegilor mei de la pediatrie de multe ori este cea preventivă și defensivă. Pentru că ei își pun aceeași problemă. Copilul are o formă clinică mai mult sau mai puțin gravă. Dar cine îl urmărește acasă? Cine asigură? Da, exact. Cine îl urmărește acasă? Că părinții nu știu. Cine nu există mama tel, o linie telefonică de suport. Când are nevoie de medicină de familie în weekend sau noaptea, nu există acest lucru. Iar pe de altă parte, de unde cine îmi spune mie că la un copil sau la într-o familie cu posibilități materiale reduse îi se asigură și medicația necesară. Așa că internările de multe ori sunt făcute tocmai pentru a asigura, din punctul de vedere și așa este uman. Dar dacă ar funcționa aceste patru pârghii, lucrurile ar sta pe altă abordare. Și ar fi înlăturată și acea supraaglomerare a unităților de primire de urgență. Am discutat, mi-ați spus despre ceea ce înseamnă copil-părinte. Însă ce facem cu adulții? Adulții care uneori îi vedem destul de irresponsabili, chiar și în prisma sănătăților. De la ce vă referiți la irresponsabil ei? Pentru că nu pot preveni sau nu pot depista dacă trebuie să prevină ori nu, ori se culcă pe ureche, să o spunem așa mai folcloric, și lasă că trece. Lipsa educației pentru sănătate poate fi letală și chiar mă uitam cu groază în aceste zile cu părinți care și-au spălat copiii cu soluții de parazitat animale. Adică între noi, poate rețineți odată pentru totdeauna, nu sunt de uz uman soluțiile de uz veterinar. Nu le folosiți niciodată, deși pare râie sau pare de obicei sunt toxice și letale pentru oameni, indiferent că sunt aplicate pe piele, inhalate sau ingerate. Nu le folosiți. Punct. Nu înțeleg de ce sunt în comerț. Asta este parte. Deci chiar nu înțeleg de ce sunt în comerț, pentru că și acolo, mă rog, dacă s-ar respecta indicațiile producătorului, n-ar fi niciun fel de problemă și n-ar trebui să existe riscuri din acest punct de vedere. Dar atenție și la aceste lucruri. Iar dacă vorbim despre adulți, iar vorbim de același probleme. Lipsa educației pentru sănătate este într-adevăr letală. Și haideți să vorbim câteva lucruri elementare de prevenție, apropo de evitat colectivitățile. Ne-am plictisit în această pandemie de mască, spălat pe mâini și toate celelalte, dar igiena tusii, a strănutului, știm că este o afecțiune care se transmite în special pe cale respiratorie. Este suficient să tușești, să strănuți, să vorbești și chiar să râzi, ca să transmiți boala prin acele pigături nasofaringiene sau secreții de pigături de salivă, așa că lucrurile acestea trebuie să fie cunoscute. Virusul se poate transmite și pe mâini mondoare, foarte multe dintre virozele acestea sunt și de tip enteroviroze și de aceea la mulți copii grețurile, vărsăturile, tulburările digestive apar înainte chiar a manifestărilor respiratorii, iar pe de altă parte, dacă tot vorbim despre prevenție, aerisitul corespunzător al locuinței, temperatura de confort, sunt doar renunțatul la alimentația, stil de viață sănătos, renunțatul la fumat, sunt câteva, dacă vreți, din arsenalul de luptă împotriva virozelor respiratorii și nu putem trăi sub un clopot de sticlă, iar cu lupul și cu doar cu măsuri restrictive, ne-am cam pus niște probleme de întrebare. Dar apropo de ce putem să luăm în considerare faptul că această perioadă de pandemie prin care am trecut cumva ne-a slăbit sistemul imunitar și al copiilor și al adulților, și tocmai de asta poate primim această gripă, cum a spus dumneavoastră că a mai fost și nu e un episod neapărat special, dar prin prisma faptului că am trecut prin pandemie să fie mai acută? Oamenii au zis că există un deficit de lipsa memoriei imunologice, mai ales la cei mici. Poate explica foarte multe acele forme severe cu un cocktail de virusuri. Vorbim de gripal, că vorbim de coronavirus, că vorbim despre acea micobacterie de care dă acea pămână alb. Sunt foarte multe lucruri care pot fi agresive
legate și această lipsă de expunere la colectivitate, la virusul, să explice oarecum amploarea acestui fenomen. Pe cifre, dacă sunt reale, că nu sunt eu Institutul Național de Sănătate Publică, lucrurile nu stau chiar așa. Se constată creșterea de la o săptămână la alta, se constată evoluție sezoniere similare cu cele din anii trecuți, dar mai avem o problemă. Deci, atât timp când asigur medicină de familie, cât timp nu asigur personal suficient în unitățile de primire a urgențelor, să ai fluxul acela asigurat. Și din punctul meu de vedere, uitați-vă la mine. Eu mi-am dorit întotdeauna ca ieșirii să beneficieze, și sper că acum o dată pentru totdeauna, de un adevărat spital regional de urgență, în care să nu așteptăm ca proștii cu zecile de ore și să primim asistența medicală de care avem nevoie atunci când avem nevoie, evident, în cel mai scurt timp posibil. Iar dacă lucrurile acestea s-au realizat, n-ar trebui să fie o pericol, vai, Doamne, vine gripa. Dar când? Medicația e scumpă, când medicul de familie e greu de accesat, când o orientare mamatel nu există, când stai cu 10 lei, da, adevărul că este cumplit. Nimic nu poate fi mai dificil pentru un părinte decât să stea... Să ajungi în urgență Exact. Iar pe de altă parte, dacă spuneați despre adulți, educație pentru sănătate, schimbarea stilului de viață, a ține cont că ne îmbrăcăm conform temperaturii de afară, nu neapărat datei din calendar, mai există și aceste variații de temperatură importante de la o zi la alta, care reprezintă un stres adaptativ suplimentar, sunt câțiva factori care pot într-adevăr cumula și pot duce și la forme de acest gen. Legat de adulți, chiar există un caz în care un vârstnic a murit din cauza gripei. Acum întrebarea mea, în afară de acest nefericit caz, când știm că am trecut pragul de o viroză respiratorie și am ajuns în zona gripei, sau care sunt punctele care ne delimitează de aceste două simptome? Din punctul meu de vedere, important este să beneficiați de consultă de tratament medical și a ține cont că, într-adevăr, gripa evoluează pentru mulți spectaculos și cu forme clinice cumplite. Adică apare febra, frisonul, durerile acelea musculare, curbatura, durerea de cap, amețele, nu ne putem ține de pe picioare. Iar de obicei la viroze respiratorie, fenomenele, de mai ales dacă vorbim de laringotracheite sau traheobronșite, formele clinice sunt mai mult pe simptomatologia respiratorie de tip coriză, cu rinoree, curg ochii, curg nasul, ne doare capul, dar aproape că din punct de vedere strict terapeutic, lucrurile n-ar trebui să fie foarte diferențiate, iar a prezenta un consult precoce, a lua medicație simptomatică, a nu lua antibiotic din prima, că la noi este un panaceu, se ia antibiotic pentru orice și la depresie să știți că se ia antibiotic, pentru că de foarte multe ori o terapie făcută după ureche, de la farmacia, de la colțul străzii sau de pe sau cea funcțională la cineva trebuie să funcționeze și exact, la mine. Face ca, mai ales dacă vorbim despre antibiotic, în afară de rezistența antimicrobiană și apropo ordinul acela, jumătate de măsură nu înseamnă niciun fel de măsură. Este, de fapt, nu pot să înțeleg cum să dai un astfel de ordin, dar dacă vorbim despre modul de corect de administrare antibioticului, nu are niciun fel de eficiență în afecțiunile virale, poate să dea el însăși efecte secundare nedorite, complicații prin selectarea unei flori microbiene extrem de rezistente, așa că în aceste condiții, mai ales când vorbim despre grupele de risc, și vreau să le rețineți, peste 65, sub 5 ani, mai zis că persoana respectivă, afecțiuni asociate, cancer, imunodeficiențe, gravide, pacienți cu afecțiuni cardiovasculare, neurologice, respiratorii, faceți parte din grupele de risc și este bine să vă vadă un medic de la început, pentru că atunci când sunt tratate precoce, cel puțin aceste forme nu evoluează spre diverse complicații care pot fi letale. Și dacă vorbim, dacă mai aduceți aminte, haideți ca să nu ne uităm așa, pare repede prin istorie, 2016-2019, peste 200.000 de cazuri, 64 de decese, tipul gripal venit din import, așa că fără discuție, moartea oricărui pacient înseamnă o tragedie. Dar în momentul în care vorbim despre prevenție, ea ar putea, gândiți-vă că toate aceste morți ar putea să fie evitabile și inclusiv această vaccinare antigripală poate fi o soluție, mai ales pentru grupele de risc și repet, consimțământul informat și consultul cu medicul dumneavoastră apropo de orice act medical, inclusiv vaccinarea, mi se pare extrem de important. Domnul doctor, ați menționat în discuția noastră despre legea educației în școli. Ce împiedică la momentul actual ca această lege să fie aplicată la noi în țară? Să fie votată. Chiar nu înțeleg. Dar dacă mă întreba, chiar nu înțeleg, dar aș putea e simplu, e util, se pune în toate școlile din Uniunea Europeană. Să știți că mai ar trebui să vină la pachet cu cursurile făcute corect de prim ajutor și la școlile de șoferi, pentru că fiecare șofer, dacă vreți să devină ca un fel de paramedic și să aibă vreo utilitate acea trusă de prim ajutor pe care o avem în portbagaj. Pe care mulți sunt convinse că nu știu să o folosească. Evident, e doar un pretext pentru a lua amendă.
Iar pe de altă parte, așa am propus și acest lucru, iar al treilea lucru, să ai o zi liberă în toate instituțiile publice și private. Se plătește de la stat în așa fel încât să fie evaluate, recunoscute, repetate aceste noțiuni de prim ajutor, care ca să fie cu adevărat eficiente trebuie să fie cunoscute, precum alfabetul sau tabla mulțirii. Iar dacă vorbim de lege, mi-a mai zis cineva, așa că oamenii sunt inventivi, doctor, dar tu chiar nu te-ai prins. Sunt atâtea instituții de astea private, fundații ale sufletul meu, care vor să ia bani pentru aceste cursuri de prim ajutor și pe educație pentru sănătate, pentru că dacă nu, sistemul corect, eficient, este ca aceste lucruri să fie făcute de la școală, să aibă oricine acces. Și gândiți-vă că poate în zona în care nu bate nici televiziunea, nici radio-ul, nici lumina, că se întâmplă și astfel de lucruri, singura sursă de informare rămâne școala, iar un copil educat la școală, de la spălatul corect pe mâini până la spălatul corect pe dinți sau ce trebuie să faci în anumite situații, sau nu vă dați cu produsele de uz veterinar, nu vă spălați cu produsele de uz veterinar, cu acel copil poate să devină chiar un factor de transmitere a cunoștințelor în familie. Dați înțeles, follow the money și începem să înțelegem de ce nu... De 14 ani stă legea în Parlamentul României, ea cred că o să-și ancurize și buletinul. Și nu spuneți că pe lângă ne luptăm cu hackerii ruși, suntem cei mai tari, învățăm tot felul de lucruri, învățăm cu toate, dar lucrurile astea care ne influențează viața de fiecare zi sunt lăsate deoparte. Sunt lăsate deoparte, într-adevăr. Ultimele două minute aș vrea să ne spuneți părerea despre ceea ce înseamnă vaccinarea antigripală în condițiile în care... În condițiile în care 100% sau 50% este decontată această activitate? Eu vă spun că dacă vorbim despre proiecte pilote, mă gândeam că toată medicația pentru cei mici, pentru grupele de risc, ar trebui să fie asigurată gratuit. Nu numai pe partea de vaccinare. Doi, dacă mă întrebați pe mine, mai este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm în România. Pe lângă educație pentru sănătate, este clar acest lucru, asigurarea că vorbim despre medicație, inclusiv de vaccinuri, vaccinurile care sunt făcute la timp, care respectă toate normele. Pentru că și iar pentru asta încă e soluția clară. Institutul Cantacuzino trebuie să redevină un brand de țară. Proiectul meu de lege privind soluția mea legislativă redeschiderea Cantacuzinoului a trecut de Parlamentul României. Dar mă uit acum că ne apucăm să producem vaccinuri pentru gripa porcină, da? În loc să ne gândim sau să ne gândim și la faptul și că da. putem face medicație atât de Institutul Cantacuzino este din lanțul Institutului Pasteur. Eu dimineața când merg la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu din Tătăraș, văd acolo pe copou un semn mare interzis, o paragină, în locul în care se produceau acei imunomodulatori, polidinul, cantastimul, care uitați-vă cât de importanță ar fi fost în aceste segmente de producție de viroze respiratorii. Iar la nivel european deja s-a publicat ceea ce am cerut eu. Am cerut Comisiei Europene o listă de medicamente esențiale care trebuie să fie disponibile oricând. Este incredibil că în Europa secolului 21 lipsesc ampicilina sau paracetamol. Incredibil. Da? Doi, o farmacie de rezervă la nivel european și asta vreau să facem și în România. Farmacia de urgență, care companiile farmaceutice să fie obligate să aibă un pe stoc 10% din ceea ce vând în țara mea și să le asigure la același preț atunci când avem nevoie, să nu mai apare discontinuități de aprovizionare. Și de ce nu, o companie farmaceutică românească, Antibiotice Iași, Institutul Cantacuzino, în așa fel încât atunci când apar astfel de amenințări din punct de vedere, zicem, sezonier sau epidemiologic, să poți răspunde fără probleme, pentru că uitați-vă, când vorbim despre un context geopolitic extrem de complicat, nimeni nu te ajută. Nimeni, într-adevăr. Domnul doctor, Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați avut disponibilitate să veniți în această seară în platoul nostru. Vă mai așteptăm cu mare drag. Trebuie să recunosc că profit de ocazia în care aveți timp să ajungeți. Pentru că activitatea este foarte vastă. Și să știți că suntem pe cont propriu din acest punct de vedere. Așa că educație pentru sănătate, iar ceea ce face aici în studio, este un lucru extrem de important. Adică un adevărat serviciu de urgență, vă spun și eu un pupu de la UPU, iar educația pentru sănătate face diferența dintre viață și moarte. Am vrea să intervenim, am putea să o facem de 100 de ori, ne-am făcut cu tot. Românii se mor după ce se neacă cârnați de pleșcoi sau cu un sâmbure care ar putea, sau cu o alună, în contextul în care o manevră simplă, de exemplu, manevra Heimlich poate salva viața. Vă mulțumesc eu încă o dată pentru această oportunitate și cred că mai facem educație pentru sănătate la dumneavoastră în studio, pentru că restul vor doar să pe bani să o fac. Vă aștept cu mare drag. Acestea au fost informațiile pentru această seară utile, spunem noi. Cezara Bălăuță sunt eu și ne revedem data viitoare.